Răzvan Simulescu. Răzvan, și eu vreau să le spun la mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor să nu uităm că astăzi este Ziua Internațională a Femeii, declarată în 1975, că de către ONU, că noi ne tot întrebăm mame, femei, nu. Toată nebunia a început undeva în 1909, când câteva femei activiste foarte puternice au vrut să schimbe lumea. Și au zis, băi, femeile trebuie să fie egale cu bărbații. Prima dată s-a sărbătorit undeva la finalul lunii februarie, dar decisiv, oficial, în 1975, tot ce înseamnă sexul feminin se sărbătorește pe 8 martie. Asta ca să începem. Le spunem femeilor ce se întâmplă astăzi cu fiecare zodie în parte. Le vom spune ce se întâmplă în primăvara aceasta, pentru că este foarte important. Avem o mulțime de schimbări astrologice. Din punctul meu de vedere, le avantajează foarte mult pe ele. Adică, ca de exemplu, Venus a intrat în Berbec, Jupiter va retrograda în Scorpion, iar Mercur va intra și el în mișcare retrogradă. Toată ecuația asta astrală de pe cer aduce oarecum foarte multă înflăcărare, foarte multă pasiune, foarte multă senzualitate, foarte multă nevoie de a trăi la maximum și la extreme orice sentiment. Și fiecare dintre doamnele și domnișoarele care ne privesc, fie că sunt singure sau fie că sunt într-o relație, cu siguranță vor avea de făcut multe lucruri cu partenerii, dacă ești și cu posibilii virtuali parteneri. Așa că îmi pare rău, te exclud, dar astăzi vom vorbi doar pentru femei. Tu ești inexistent. Femeia Berbec. Dat fiind faptul că Venus a intrat acolo la ea, cu siguranță o să fie o perioadă, Mercur va retrograda tot în Berbec, atenție, în perioada următoare, ceea ce înseamnă că e posibil să se reîntâlnească cu niște personaje din trecutul ei și va dori să pună foarte clar lucrurile, adică ori știm una, ori știm alta și vor face declarații. Atenție că femeile în Berbec în perioada următoare nu va fi foarte ușor cu ele, vor fi foarte crazy, foarte nebunești. Ajunge la tăuroaice. Tăuroaicele care sunt singure, cu siguranță, ori întâlnesc, au o perioadă foarte bună în această perspectivă, să nu se, cum să le recomand eu lor, cu Venus în Berbec la ele, le-aș recomanda să nu se grăbească ele. Cu siguranță există cineva care are sentimente pentru ele și vor descoperi acest lucru și își vor da seama ce să facă mai departe. Doar că ele să stea liniștite și cu minte, să nu iasă foarte mult în evidență. Ajungem la femeile gemeni. Femeile gemeni, idile cu colegii de serviciu sau în relația care merge, trebuie să muncească puțin mai mult ca de obicei. Însă, mare grijă la serviciu și de ce nu printre prieteni, că acolo le place foarte mult, e foarte multă agitație. Racii, să știi că sunt foarte, foarte sensibili, foarte romantici și construiesc tot felul de povești. În perioada aceasta contează foarte mult și autoritatea omului de lângă ei, femeile rac vor vrea foarte mult să nu doar să stea acasă, ci să și facă tot felul de lucruri cu persoana iubită sau cu potențiali parteneri care le apă. Atenție la raci, la serviciu, ce persoane, dacă sunt singure, doamnele RAC, domnișoarele RAC, atenție la serviciu, un șef, un coleg cu o funcție mai importantă, ce se întâmplă prea acolo. Ajunge la doamnele leu. Cu Venus în Berbec, lor le pliește la nebunie perioada aceasta și cu Mercur în Berbec, pentru că își vor pune și mai mult în evidență tot ce înseamnă extravaganță, exuberanță, dorința de a ieși în față, plus că avem și nodul nord pe acolo, cu siguranță vor schimba ceva la loc, vor dori să epateze, să fie și mai băgate în seamă și mai adorate și mai respectate. Ajungem la doamnele și domnișoarele fecioare. Ele sunt într-o perioadă foarte interesantă, muncesc foarte mult, însă eu cred că ar vrea să plece așa, să călătorească undeva, să facă niște drumuri, să se retragă așa într-o zonă cu partenerul și le-aș recomanda, ori dacă sunt singure, să plece într-o călătorie scurtă, nu trebuie să fie una foarte lungă în perioada respectivă, posibil să întâlnească pe cineva sau dacă sunt cu cineva, nu știu, două zile undeva cu persoana iubită, sunt sigură că va schimba puțin tot ce înseamnă viața amoroasă a fecioarelor. Ajungem la balanță. Balanță mai are puțin și scapă de oarește instabilitate. Adevărat că acum cu Venus și Mercur retrograd în Berbec o să fie puțină zăpăceală. Vor trebui să dea mai multe explicații, mai multe, nu știu, să vorbească mai mult, să povestească mai mult. Atenție și la balanțe. Parteneri trecuți, cine apare, cine reapare, nu neapărat să se întâmple ceva, ci să iasă, să mai discute, să rămână în condiții bune, cum zicem noi, să nu rămână dușmani, o chestie de genul. Ajungem la scorpioni. Scorpionii se pregătesc pentru niște lucruri foarte interesante, Raluca, ia să ții tu cont în perioada următoare, pentru că tot în zona profesională pot apărea tot felul de ocazii, mergi la un eveniment, mergi la, nu știu, un eveniment și în familie, de ce nu, și un eveniment cu colegii, de exemplu, unde poți întâlni pe cineva, ori tu, ori domnișoarele Scorpion. Și ce este foarte interesant la,
la tot ce înseamnă zodia scorpionică, e foarte bine aspectat, are foarte mult aplomb, foarte multă încredere și reușește să facă foarte multe lucruri. Adică e o perioadă foarte bună de pus planuri, de făcut planuri, adică orică e în zona relațională, orică e în zona profesională, dar vorbim mai mult despre dragoste, dacă nu este cineva, trebuie doar să vă gândiți și să aveți foarte multă încredere, să ieșiți în lume cu foarte multă încredere și cu siguranță o să apară. Ajungem la domnișoarele săgetător, doamnele și domnișoarele săgetătorilor, repriește perioada aceasta cu toată energia asta de berbec. Le priește foarte mult pentru că au ocazia să-și pună mai mult în evidență tot ce înseamnă avantaje, proprietăți, lucruri bune. Pe celelalte le pot scoate într-o lumină mult mai frumoasă, mult mai ok, adică nu vor mai fi atât de supărate că e un mic defect colo, un mic defect colo, ci pur și simplu vor ști să le împacheteze mult mai bine într-o poleare așa strălucitoare, astfel încât să se simtă și ele bine, dar să simtă și ceilalți bine cu ele, dacă e să stăm așa. E o perioadă foarte interesantă pentru săgetător, nu le prea priește lor așa, nu mai sunt atât de optimiști și exuberanți ca altă dată, dar chiar dacă sunt mai liniștiți, cu siguranță vor avea șanse, pentru că ei sunt foarte aventurieri și n-au cum în preajma lor să nu fie oameni care să le facă tot felul de declarații, tot felul de replici. Apropo, e o perioadă foarte bună pentru serenade, să știți. Deci este o perioadă minunată pentru serenade. Nu știu dacă există companii care fac lucrul ăsta și dacă există, cu siguranță vor fi apelați foarte des. Ajungem la Capricorn. Capricornii acum, iubire, ieșit, e un moment foarte bun de stabilit, adică cu tot ce se întâmplă pe cer în acest moment, ei vor să știe un lucru bun, adică doamnele și domnișoarele Capricorn, care încă nu au o relație stabilă, adică n-au trecut un pas, n-au oficializat, cu siguranță vor avea pretenția ca acum să fie. Și în același timp, domnișoarele Capricorn, care nu au o persoană în viața lor, să fie foarte atente, nu neapărat acum repede, deoarecum perioada următoarele luni, cu siguranță o să apară o persoană foarte importantă care le va schimba viața. Așa, la vărsătoare. Vărsătoarele, în perioada aceasta, cum să vă spun, lor le pasă de job, de serviciu, de carieră, de toată zona asta care este foarte importantă, dar cu toate planetele acelea în berbec, s-ar putea să vorbească foarte mult, să fie foarte subțire, mai mult ca de obicei, și să se trezească că vor fi câteva persoane în jur care vor crede: mă, femeia asta mă place, sigur vrea ceva de la mine. Așa că dacă sunt singure și dacă sunt într-o relație, cu siguranță vărsătoarele vor simți că cineva crede că, băi, crede că i-am făcut toc dulci. Nu neapărat, ele așa vor fi foarte comunicative în perioada asta. Și dacă sunt singure, și mai bine să vorbească mult, să iasă mult, să povestească foarte mult, că o să le priască din minut. Iar în la doamnele și domnișoarele Pești, ce le-aș recomanda eu? Le-aș recomanda mai mult să se gândească la sufletul lor în perioada aceasta. Nu le-aș ajuta să sară imediat într-o relație. Cele care au deja o relație ar fi bine să petreacă un timp mai ascuns de ochii lumii cu partenerul, iar cele care sunt singure, tot așa, să se gândească foarte mult la răsfățul personal, o baie parfumată, o aromoterapie, ieșit în oraș, citit o poveste, uitat la un film, adică lucruri mai degrabă către suflet, către interior, și ori vor vedea că ușor, dacă nu au pe nimeni, pot apărea ocazii, dar după ce se liniștesc. Cam asta este perioada, dar este o perioadă foarte zăpăcită, cu multe declarații, multe replici. Vom avea tendința de a spune foarte ușor, adică chiar scriam pe Facebook aseară, toată perioada din acest moment e un fel de Xena, prințesa războinică, care iese la cucerit. Ori gândiți-vă că ea nu prea le avea cu relațiile cu dragoste, ea era cu să pună mâna, să cucerească, să omoare lumea, să câștige războiul. Așa se va duce și toată perioada asta, e ca o Xena prințesa războinică dorind să cucerească un bărbat, bineînțeles, impulsivă, foarte neîndemânatică, cuvinte spuse rapid. Vom avea tendința asta. Eu nu v-aș zice să vi le reprimați, v-aș spune chiar să le spuneți, pentru că dacă le țineți, pe urmă, tot e rupele la un moment dat. Spuneți-le acum, dați-le mai departe, îndrăzniți cât mai mult dacă se poate. Și la mulți ani. Super. Hai să mergem să facem o poză cu tine la oglinda magică astăzi de 8 martie. Hai la Lucuța. Hai că dacă e tot atât de multă iubire, e de bine. Așa. Așa, privirea sus. Fericire, cheese! Lasă-mi gertită, nu? Gata! Mulțumim foarte mult, și Daniela! Și mulțumim, te mai așteptăm cu mare drag la Daniela Star Matinal. Să las microfonul. Să nu uiți cadoul din partea noastră.